Un program care conține un limbaj mimico-gestual pentru persoanele cu deficiențe de auz. Așadar, să vă transmitem hotărât și amuzant, ca să o citesc pe Niculina Gheorgheț, invitata mea de azi, zău, dacă nu mi-a fost dor de ea, iar și spus, zic, Doamne, ești nesperit, atât de dor mi-a fost de tine. Să transmitem, cum spuneam, hotărât, dar amuzant, vorbele, adevărul, da? Adevărul din proverbele românești. Că m-am gândit așa, o tot auzeam eu pe Niculina, azi un proverb, mâine altă. Hai să-mi vorbi numai despre proverbe, dacă tot le invocă ca și învățături, ca și esențe, nu? Bun. Și atunci m-am gândit astăzi, până să vină Niculina, zic, hai să gândesc, gândește la treabă. Și zic, proverbele despre care vrem noi să vorbim și pe care dumneavoastră recunoașteți, cu siguranță, fiecare dintre noi le cunoaște. Or fi vibrații energetice, ar spune Niculina, m-am gândit eu cu mintea mea de gumă. Și emit, evident, zic, dacă sunt vibrații, înseamnă că emit vibrații. Niculina zice, păi da, păi nu, păi n-am știut, bine că ai venit. Bine te-am găsit, Simona. Măi, am dreptate sau nu, cu vorba de duh, mă zvânt puțin. Da, eu într-adevăr am scris o carte. Da, este una dintre multele pe care noi vi le-am prezentat din vorbele de duh ale străbunilor. Și fluxurile de conștiință cuantică, măi, că mă ia iar la conștiință cuantică și cu din asta, ce-ți deci facem fată dacă acolo e realitatea? Măi, dar nu poți să-i de spui fapt... altfel de conștiință cuantică. Dar cum să-i spui? Măi, eu sunt artist și sun așa de... Spune univers, spune oceanul informațional și energetic. Da, bun. Ok, îi spunem atunci oceanul informațional și energetic, e același lucru. Sau univers. Lasă numai univers, e mai simplu pentru mine. Vine, așa, deci, la pagina 75, cum a pus să caut, știți, înainte de emisiune, și ea deschide tu la pagina 75. Și repejor, cum sunt silitoare, stai puțin, stai puțin, pagina 75. Ai carte, ai parte, zice Niculina, de fapt citează, explică Niculina, da. Așa, te rog frumos. Să citesc sau îmi povestești tu? Povestesc, nu? Am povestești, gata, hai că am obosit, mai vorbești și tu. Ok, la ce se referă acest proverb? La modul că în momentul în care citești mai mult și studiezi, în creierul tău se formează tot felul de conexiuni și tot felul de lucruri se deschid, niște întrebări. Eminescu spunea, și o să vă citez aici, citește, numai citind mereu, creierul tău va deveni un laborator nesfârșit de idei și imagini. Asta scrie Eminescu. Păi... Da? Deci, în momentul în care tu citești, citind un paragraf sau ceva, în creierul tău apar tot felul de întrebări, de imagini pe care tu ți le creezi. Da. Și ăla devine ca un laborator creierul. Și normal să ai tot felul de idei constructive, ușoare. Draga mea! Și de-aia dacă ai carte, ai parte. Auzi, dar știi ce constată unii care, de mult citit, așa, constată la final că nu știu nimic. Asta e altceva, asta înseamnă că n-au citit. Asta înseamnă înțelepciune. Nu. Înseamnă că n-au integrat ceea ce au citit. Înseamnă că sunt doar niște erudiți care au trecut acolo biblioteci prin capul lor. În momentul în care citești, tu intri în profunzimea ceea ce scrii, treci prin filtrul tău, vezi, se potrivește cu tine, ai ceva de învățat, treci la nivelul următor. Eu știu cum mă gândesc, încerc să mă pun cu mila mea experiență și conștiință și mititelul meu creier, încerc să mă pun în situația lor și păruiesc că de-a lungul vieții au citit foarte mult, au căpătat înțelepciune și au pus o mulțime de întrebări, așa, și de multe întrebări ce și-au pus, au constatat că răspunsurile nasc alte întrebări și în final constat că, Doamne, aproape că nu știu nimic, au mai rămas atât de aflat. E posibil? Nu, drag. Nu, drag. Ei, dacă nu, explică tu, draga mea. Cât de aia te-am invitat. Da. În momentul în care citești și îți pui întrebări, dacă rămâi doar la stadiu teoretic, într-adevăr, intră în creier, ies din creier. Da?
Dacă tu spui niște întrebări, trebuie să le cam pui în practică ca să rămână ceva. N-ai spus că sunt vibrații? Ce înseamnă vibrații? Eu m-am gândit. Vibrația înseamnă trăire. Am încercat să dau un răspuns la întrebarea mea, dar un răspuns pe care l-ar da Nicolina. Asta. Eu am intuit numai. Da? Bravo. Deci. Vedeți ce bine fac eu temele. Orice proverb românesc are în spate o mare înțelepciune. Experiență, sigur. Și experiențele cuiva care până la urmă s-au gândit, băi, hai să le dăm și la urmașii noștri o esență din toată trăirea mea. Deci, în momentul în care îi spui ai carte, ai parte, la ce se referă? Când ai citit, ai făcut tot felul de conexiuni. Normal când te duci undeva sau lucrezi undeva sau creezi un proiect, îl realizezi mult mai repede decât ăla care nu are carte. Pentru că m-a sunat odată cineva și vroia, nu știu ce, o aberație de care eu n-am auzit și n-aș face niciodată așa ceva, vrea să-i dau o copie Xerox la o carte de-a mea importantă la un curs. Și azi, doamnă, așa ceva nu se face. Noi trebuie să mergeți la curs ca să înțelegeți, să învățați. Să... Ei, de aceea cei care au carte au parte. Așa-i, doamnă. Deci eu ca să am carte, am învățat mult, am plătit mult, am mers la cursuri. Așa e ușor să stai acasă și să aștepți să-ți dea cineva și să te plângi, să fii victimă că uite tu n-ai. Păi ca să ai, trebuie să faci ceva cu tine. Trebuie să muncești mult. Toată lumea aștepta să ne pună cineva din cer. Nu ne pune nimeni. Acțiune. Și totuși unora le merge mai ușor decât altora. Pentru că ei cred că le merge mai ușor și așa se întâmplă. Totul se întâmplă conform credințelor. Mai spune-mi, dragă, ce să facă? Parcă sunt pește pe uscat, păi parcă mă lupt cu morile de noi. Noi, ca să mai spun o dată, ai scris de 100 de ori, merit să trăiesc ușor, frumos și bine. Păi dacă n-ai timp pentru tine, cine vrei să aibă Simona? Vrei să scriu eu în locul tău? Eu am plecat. Eu mă ridic și plec de aștia, lasă-i singurică. Nu-i nimic, eu le spun și lor să facă același lucru. Deci merit să trăiesc ușor, frumos și bine. De ce la unii îi merge mai ușor? Pentru că ei s-au născut într-o familie, într-un mediu. Spune, vorbește, eu încerc să înțeleg. Într-un mediu, într-o familie cu diverse credințe. Unii au avut credințele că viața e ușoară, unii au avut credințele că viața e grea. Just! Exact. Just. Și astăzi vorbeam cu o clientă de-a mea care îmi zice, dom'le, de ce tot timpul e greu, e greu? Că mă, la soțul meu, el e mai relaxat și la el e mai ușor. Și zic, cum, în ce mediu ai crescut tu, în ce mediu a crescut el? Ei. Da. Și eu am crescut într-un mediu în care ca să faci ceva trebuie să dai mult cu capul, da. Să împingi, să te chemi, să nu știu ce. Mulțumesc de bănuială. Da. Așa. Și i-am zis, păi ăsta e motivul. Dacă credința ta este că totul e greu ca să realizezi ceva, e greu, trebuie să împingi, trebuie să tragi, trebuie să... Așa să creezi din univers, să aduci, ca să nu spunem din potențial cu ani. Din univers, să aduci aceasta, aduci exact experiența aia. Pentru că tu nu știi altfel. Creierul tău, fii atent, Simona, creierul nostru nu poate să acceseze decât ceea ce program are. Deci dacă eu percep viața că e grea, eu mă voi duce tot timpul în evenimente care să-mi confirme că viața este grea. Deci eu, ca să-mi fie mai bine, da. Trebuie să, în afară de faptul că nu trebuie. Să mă amăgesc, sunt din ce mai bine. Nu trebuie să te amăgești. În prima fază e o amăgeală. Păi da? Primele 3-5 zile îi zice, sunt nebun, cum să spun eu că merit să trăiesc mai bine, că n-am cum, uite, atât ai leafă, atât ai aia, atât ai de unde să mai scot. Ei, dacă treci pragul ăla de 7 zile, ai scăpat. Pentru că după 7 zile, neuronii aia pe care tu ai pornit să-i crești, cu merit să trăiesc ușor, frumos și bine. Știi că asta mi-a de spus în fiecare zi? Știi ce? Ca să meargă prioritatea. Nu, ia-ți una singură ca prioritate. Uite asta, merit să trăiesc ușor, frumos și bine și sunt întotdeauna bogății fabuloase. Asta două, conține tot. Ce te aud de cine trebuie, Nicolino, universul? Păi universul mă aude, dar trebuie să spui tu. Sunt întotdeauna bogății fabuloase. Ca să te audă pe tine, ca să-ți trimită ție. Vibrațiile mele, da, etc. Exact, etc. 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 Trimit, creează un flux de conștiință la duc și se materializează. Cum să-ți povestesc eu ție? Atât de simplu pare, așa cum spui tu. Deci nu e foarte greu. Dar ca să ajungem să-l facem atât de simplu, trebuie să avem disciplină. Ce înseamnă disciplina? Disciplina minții. Deci acum eu spun, sunt întotdeauna bogăție fabuloasă și merg pe stradă și văd două produse la prețuri diferite, calități diferite și zic că eu le iau pe ăsta mai ieftin ca să mai ajungă banii și pentru altceva. Ei, unde e bogăția fabuloasă? Ce gândire ai avut tu când te-ai dus spre la mai ieftin? Că... De sărăcie. Deci n-ai cum să fii. Păi deci asta cum? Înseamnă să faci, spre cei mai să faci congruență. Nu, spre ceea ce meriți tu, ca virgulă calitate.
așa cu Nina, dar nu mai rămân bani pentru restul Niculina. Las, dracă, vin. Eu am avut atâtea experiențe în viață în care aveam și un leu în geantă și îl dădeam pe ceva. Adică tu spui așa, stai puțin, până să trecem noi la celelalte proverbe și dacă nu le terminăm azi, le terminăm într-o altă zi și tot... Să se întreb. Așa. Deci eu trebuie să lucrez cu mine, da, evident, da, știind că bugetul este atipica. Da, da. Eu când mă duc la piață trebuie să iau ceea ce îmi place și ceea ce simt că mi-ar face mie plăcere, da? Da, da. Și să nu mă gândesc la bani, nu? Să nu te gândești la bani. Că vin banii, Simona. Vin? Vin, dar știi cum stai cu inima ușoară când cumperi ceva de la piață? Da. Cu inima ușoară, așa. Că dacă dai cu inima ușoară. Nu vin, ce fac? Vin, Simona, îți pune o garanta că vin. Am văzut Niculina, dacă nu vin, atâtea experiențe încât sunt convinsă că vin. Totul când cumperi ceva, să o faci pentru tine, nu din fală, nu din aroganță și atât. Pentru tu, tine dar, pur și pentru simplu. Tine pur și că simplu. Meriți. Că meriți, nu? Ok. Așa. Deci am să mă educ. Ce credeți, că așa merge? Păi da. Deci de aia am zis că e de lucru cu tine. Nu spun eu, știi, meriți să trăiesc ușor frumos și bine, dar mă duc și mă dau singură cu capul într-o perete și spun că meriți să trăiesc ușor frumos și bine. Asta înseamnă că trebuie să fii atent tot exact, timpul. Tot timpul. Tot asta înseamnă să fii în prezent. La exact. Ce faci? La fiecare cuvințial. Mai ales că ai avut alte obiceiuri. Exact. Și ca să le schimb pe alea, îți trebuie 6 luni. Dar ce vrei, fată, tot merită. Pentru următorul 100 de ani de trăit bine. Ha. Merită 6 luni, un an de zile. 100 de ani? De ce are? Dar n-ați auzit că cum ai deja toată lumea vorbă. Nu, dragă. Ca oameni. Ei, nivelul de viață, bine, am mai crescut, dar nici... Dar nu ai văzut că acum deja e la modă, ci vorbesc chiar de 4 ani despre faptul că noi putem să nu murim, suntem nemuritori, secretăm hormonul nemuririi. Hai, lasă că ai luat o raznat. Păi da, mă, avem în pineală hormonul nemuririi, numai că el secretă când? Atunci când ești în prezent. Când ești atent ce faci, ce vorbești, ce spui. Și atunci nu mai îmbătrânesc. Telomere, sunt niște chestii interesante acolo. La nivelul eu credeam că mă mențin atât de bine, deoarece nu merge centrala și la mine. Carnea... Știți cum e? Cum? Carnea se păstrează mai bine la rece. Așa mă gândeam. Că de aia, dar înseamnă că eu am... Tu începi să fii în prezent, da? Așa. Începi să creezi hormon nemuririi, plus că tu ești zâmbitoare tot timpul, iar... Dar observ că în loc să slăbesc, mă umflu. Nu, dar asta nu de la zâmbet. E de la modelul rochi. Ei, Doamne! Da! Ci că adevărul e întotdeauna la mijloc. Da, adevărul e întotdeauna la mijloc. Da, draga mea, vorba dulce, mult aduce, zisa românul nostru. Da, drăguța, bine a spus românul nostru. Ce se întâmplă? În momentul în care tu transmiți cuiva ceva și în spate ai intenția să-i fie bine omului, nu să-l arăți cât de tare ești tu și cât de prost el, atunci el simte prin emisia pe care o ai acea intenție. Da, dacă de ai de reproșat. Da, dar îi spui altfel. Na, ei, că n-ai, măi, asta înseamnă diplomație. Stai. Treaba cu reproșatul e problema ta. Da? De ce să-i reproșezi lui? Păi dacă a greșit. De ce nu ți-o față de... Păi percepția ta. Deci când ai început cu reproșurile, poți să te oprești. Îi nervezi. Da, n-ai de ce să reproșezi. Dacă nu ți-a convenit atunci, trebuia să acționezi atunci. Nu îi spui după 10 zile sau după 5 ani. Știi, n-ai făcut X, omul s-a uitat la tine, cred că o nebunită. Când n-am făcut eu. Deci reproșuri nu au ce căuta. Alea fac parte din trecut. Deci când bine, ai ceva tu, cu un om, mai departe. Îi spui atunci, acționezi, uite, mă deranjează. Asta înseamnă vorba dulce. Folosiți limbaj în comunicare de genul. Pe mine mă deranjează comportamentul ăsta sau asta nu face bine. Nu și asta face... îi priește omul? Asta priește, înseamnă vorbe da, dulce? Asta înseamnă vorbă dulce. Dulce? Da, pentru că nu îi spui din cauza ta mă simt rău. Da? Și atunci nu intră în luptă de putere. Da, îi spui mă deranjează. Mă deranjează. Comportamentul ăsta mie nu face bine, mă deranjează. Și totodată omul simte că ceva se schimbă. Zice, ouleu, stai așa că deranjează, ia să schimb și eu ceva. Vorba dulce. Se mai referă la... Înseamnă exact. Diplomație, dar cine nu-i... Dragă, nu, dar diplomație. Nu diplomație. Hai, pentru mine diplomație înseamnă minciună. Cum adică diplomație? Deci, păi da. Minciună? Da. Ce înseamnă să fii diplomat, draga mea? Tu știi ce ai spus acum? Da. Tu ai spus acum că toți diplomații noștri sunt... Și ce am spus un minciun? Asta e adevărul dintotdeauna. Pentru că în momentul în care cauți vorbe, nu știu de care, să expui ceva și tu de fapt simți altceva, ce e aia?
Da. Corect. Hai da. Să fim autentici, înăuntru să fie și afară. Mă, dar nu că... le priește tuturor. Ba da, măi, ba, toți nu... au nevoie, numai că trebuie să te duci spre vorba dulce. Și atunci omul o preia altfel. Adică nu o preia ca și cum ai ceva cu el. Uite, chestia asta mă drăgă. Dar te poți abține și... A, păi atunci îi facem, lucrăm la mintea noastră, să fim echilibrați mental și emoțional. Dacă nu te poți abține, unde suntem? În partea de imaturitate, nu? Lucrăm la revedere! La revedere! În calul de dar nu se caută în gură, Niculina. Da, asta e un proverb care a ajuns la următoarea înțelepciune, la modul că tu primești un dar de la cineva și mai spui, știi, nu-mi place darul ăsta sau ar fi trebuit să fie așa. Dacă omul ți-a făcut un dar, îi mulțumești și atât. Îți place, îl folosești, nu-l dai în altă parte. Dar cu vibrațiile, cum? Păi asta e. În momentul în care omul ți-a dat un dar, atât au putut el. Cu da, roata da, cu tare corect, sau corect. Cu piciorul cu tare, nu, asta este. În schimb, tu îi mulțumești pentru că s-a gândit la tine. Firește, gestul contează. Că a făcut un gând bun pentru tine. Îi mulțumești și atunci, în momentul ăla, nu-i mai spui, începi să vorbești despre altceva, nu despre dar. În sensul ăsta nu să mai cauți, nu mai zici, știi, ar fi trebuit să fie roz, ar fi trebuit să fie albastru. Da, 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 că Niculina, după cum observați, e îmbrăcată roz, că veni vorba de roz, că mie așa fug gândurile, știți? Că sunt om. Așa, ei, și cartea domniei sale din vorbele de duh ale străbunilor și fluxurile de conștiință cuantică, da, tot roz. Asta e, asta tot e roz. Rozul ăsta e originalul. Ăla e o altă... De ce nu-mi dai original? Da, original. Da, ei, tot ce roz... ține de cunoaștere, de minte, de creier, are acea culoare roz, cum sunt și eu îmbrăcată. Dar da? Tu așa faci tot timpul, te îmbraci... Da. Ai culori pe vibrații? Sau da, ai da, haine da, pe vibrații? Da, sau cum? Da, așa e. Așa te îmbraci? Și tu când vii la mine aici la emisiune, îți iei... În funcție de ce subiect vorbim, mă și îmbrac. Mă omoară, Niculina. Dar de ce? Da, trebuie totul, așa. Din cap până în picioare, să fii în concordanță cu ceea ce vorbești. Când era să mă îmbrac eu cu negru și să vorbesc despre înțelepciune. Nu prea merg. Deci eu rămână să tu ai în partea picior de jos, și să arăt papucul că e roz, neștiind, neștiind că Niculina mea va veni astăzi îmbrăcată în roz. Deci undeva am simțit noi la nivel de ce? Cuantic, la nivel de univers. Iar mă ia cu... La nivel de conectare cerebrală, drag. Ne-am conectat cerebral. Când am discutat ieri ce subiect facem și ai spus, probabil ne-am conectat cerebral și tu ai înțeles, băi, trebuie să iau și eu ceva roz. Nu, n-a fost. Păi n-a fost... Asta a fost... În minte. Nu. Deci o chestie nu, care problema vine mea era în partea de sus, nu în partea de jos. Da. Da. Deci cine sapă groapa altuia cade singur în ea, zisa da. Românul. Zisa română, în momentul în care în univers adică vrei să-i faci rău cuiva, tu ce faci? Îți creezi o linie de potențial sau destin în care să pici acolo. De ce? Focusul tău sau concentrarea ta e mereu la chestia aia destructivă. Primul care beneficiază de o chestie destructivă ești tu care ai creat-o. Da? Pentru că ăla s-ar putea să aibă și el un îngeraș sau un sine mai puternic și să zic, știi, nu te duci azi pe acolo, du-te pe dincolo. Și totul pe cinea. Da? Deci, cu alte cuvinte, stimați telespectatori, trebuie să fim nu trebuie. Buni. Nu trebuie. Deci, este deci necesar trebuie. Să este manifestați necesar. Bunătatea. Da, e necesar, nu e echivalent cu trebuie. Nu. Nu. Când spui necesar, vine dinăuntru. Când spui trebuie, e ca și cum stă unul cu bățul deasupra. Deci, din exterior. Să așa. Da. E necesar, e o chestie firească, umană, să fim buni. Să creiem tot ceea ce creiem. Asta eu vreau să înțeleagă și mulți cursanți și oamenii care mai intră în contact cu mine, tot ceea ce facem noi sunt creațiile noastre. Da? Așa. Tot ceea ce am creat pe aceeași vibrații, cum ai vorbit, se întoarce la creator. Deci dacă eu am creat o stare de bine, o bucurie cuiva, sigur că bucuria se întoarce la mine, nu de la omul ăla, din alte părți. Pentru că eu le-am creat, eu așa am creat bucurii. Dacă eu am creat cuiva un rău, conștient, tot de ăla se întoarce la mine. Conștient, dar ce faci dacă îl crezi inconștient? Ei, când sunt inconștient, cum spune și în Biblie, dacă e greșeală, nu-i păcat. Păcat este când faci conștient, când tu știi că lui ai face rău și totuși faci. Inconștient, greșeala e firească, e umană, să spunem, din lipsa cunoașterii. Dar în momentul în care cunoști, nu mai poți să spui că n-am știut. Da? De aceea, atunci când nu știi,
să trecem mai ușor peste, când știi deja, te mustră conștiința. Am încheiat cursul cu adolescenții și la final am discutat noi care sunt dușmanii fericirii și unul dintre ei este minciuna. Și, da? Da. Și am început să le explic cât de rău poate să facă minciuna, în primul rând, ție, ăluia care o emiți. Și se uitau la adolescenții și după ce le-am explicat eu științific și cât să înțeleagă, au zis că așa este. Deci fiecare au mărturisit că așa este. De ce? Pentru că în momentul în care mint pe mama sau pe tata, chiar dacă mă duc undeva să fac ceva, mereu mă gândesc că le-am spus altceva. Deci nu ești, nu te bucuri. Tu le spui că te duci la un prieten și te duci în club sau la discotecă. Oricât ai fi acolo, la un moment dat, când ți-aduce aminte de părinții, imediat te gândești, fai, nu le-am spus unde sunt. Și te mustră conștiința, ai chestii firească, nu știu cum, o avem conținut în interior, nu trebuie școală pentru asta. Dar ce te faci dacă te mustră conștiința și părinții nu mai sunt? E, păi atunci, tocmai asta e ideea. Că oricând, tot tu ți-aduci în realitatea ta să te mustre conștiința mai devreme sau mai târziu. Dar sunt rugăciunile alea de iertare sau care sunt în cartea mea, Bucuria de a trăi fără mască, în care te poți dezlega și de aceste lucruri care le-ai făcut cândva și nu le mai poți întoarce în fizic, dar el e în plan, în planul universului. Cuantic, hai că încep și eu de acum să le... Te las cu tine ca să-mi dai voie să mai spun de cuantic. Da, ochii sunt oglinda sufletului. E foarte interesant aici. Nu? Da, foarte interesant, pentru că e atât de ușor să îți dai seama dacă un om este trist, supărat, vesel, real sau da, fals. Da, înțeles că eu nu pot să mint deloc. Păi, foarte bine. Pentru că în momentul în care te uiți în ochii unui om, ochii transmit 70% din starea sufletului nostru. Așa că, dacă omul zâmbește fals și el, de fapt, în ochi se vede tristețea, imediat îți dai seama. Mai românul ăsta... Dă-mi colo de treabă, că e deștept. Ia deștept. Da, e deștept. E minte asemenea rațiuni. E vorba de o înțelepciune străveche, de foarte mult timp. Noi, trăgându-ne din această nație peslagi, getodaci, daci, care au avut o mare înțelepciune, este și acum pe teritoriul țării noastre, doar că n-ajung toți să acceseze. Avem multe lucruri minunate. Am ajuns unde mă doare. Bun. Banul la bantrage. Banul la bantrage. Așa, hai să vorbim totuși de vibrația asta de care spui. Așa. În momentul în care omul are posibilități financiare sau își creează, că nu pică nimănui din cer, el își creează un flux de conștiință sau un mod de a gândi că e posibil să aibă tot timpul. El n-are frici că rămâne fără bani, fără salari, fără așa. Da? Scrie în Biblie undeva următorul verset: cui are să mai dă și cui nu are și ce are să ia. Care are legătură cu această proverbă al românilor. Cui are, asta da. Înseamnă că el la nivel cuantic, el e în stare să gestioneze banii. Oamenii care nu au posibilități financiare sau care nu-și creează bani... Mai găsesem undeva că la cel sărac nici boi nu nici trag. Nici boi nu trag. E același, deci, lucru, da. Același lucru. Pentru că în momentul în care focusul celui care are posibilități, el nu are frici și neavând frici nu le ține în fluxul cuantic. Ăsta care are puțin bani sau nu are, mereu are frici. Când am pentru aia, când am pentru aia. El, de păi fapt, și cum trebuie să gândească omul care fără frici, nu are niciun... E găuri buzunarul, nu are dar niciun fan. Dar nu există... Păi atunci se întrebe de ce e găuri buzunarul. Că mai sunt oameni care spun, doar toată viața m-am sacrificat pentru alții, le-am așa, dat, așa. Eu nu mi-am mai făcut. Nu e adevărat. El și-a încărcat foarte mult partea interioară. Nevoia lui interioară. Gata, nu te mai sufăr. N-o dat pentru alții, n-o dat pentru el. Da? Deci când te uiți la un om la 40 de ani care nu are casă și are buzunarele, cum spui tu, el de fapt toată viața nu a făcut nimic pentru el. Nu s-a iubit pe el, nu a avut grijă de el. Da? Și atunci dă vina pe alții, că ți-am dat ție. Dar cine te-a pus să dai, dacă n-ai putut să dai? Deci cine nu are, asta înseamnă că înăuntru, în general, oamenii... Că care nu au, sunt oameni invidioși, drăguța mea. Cum? Oamenii cel care nu are, este da, invidios? Sunt cei care nu au, da. Asta de unde mi-ai scos-o? Din observațiile mele de-a lungul multor ani. Cei care nu au sunt invidioși? Sunt invidioși, nu da. Poți să spui așa ceva despre mine. Dar ce, tu ai zis că n-ai de unde, nu-ți mai cere o sântă dragă. Și... ai tot ce ai nevoie pentru manifestarea spiritului. Vrei mai mult, lucrează cu creierul tău și îți vine mai mult. Domnule, dați-mi eu pauză, că nu mai pot să sufăr pe Nicolina. Luăm pauză? Da, deci pauză.
am revenit, stimați telespectatori, vorbim în continuare despre proverbe românești, despre adevărul din aceste proverbe românești, că s-au născut dintr-un adevăr. Și cu Niculina Gheorghiță, psihologul meu de suflet, desfacem firul în patru și vorbim până la urmă de vibrațiile din emise de aceste proverbe. Am zis bine? Da. Au zis că am zis bine, trebuie să învăț și eu, nu? Până la urmă. Da, tu ai deschis o pagină? Am deschis aici la o chestie interesantă. La cât? Zi! La 95. Prietenul bun e ca o pungă de bani. Prietenul bun e ca o pungă de bani? Unde ai? Da! E un proverb care nu l-am auzit de multe ori. E de la noi, da. Când am scris cartea asta, am găsit o carte cu proverbe românești mai vechi, așa, de prin 70 și... Și am găsit asta, zic, extraordinar, n-am mai auzit până acum. Și am stat eu și am meditat, pentru că eu, ca să le traduc din punct de vedere cuantic, că stăteam un pic cu mine, așa, să văd ce vrea să spună. Și apoi am înțeles. Prietenii sunt amici sau prieteni buni, cu adevărat? Ce înseamnă un prieten bun? Prietenul bun sunt e ca... Sunt foarte rari. Imediat vorbim. De ce e prieten bun? Uh-huh. Eu sunt un anumit nivel, să spun. Mă dezvolt, că vreau să crez, vreau să... Și mă întâlnesc cu cineva la facultate sau undeva cu care începem să avem discuții despre subiecte diferite decât la toată lumea. Ei, sunt mai mulți care au tentă dintre asta, dar unul, doi, să ține și creștem împreună, ne dezvoltăm împreună. De eu am prieteni de 20 de ani și am crescut împreună. Adică eu am căutat niște informații, ne-am întâlnit, am mai discutat, am mai pus cap la cap. Un prieten bun este un prieten care este lângă tine, indiferent ce experimentezi. Prietenii aia falși, care vin doar cât... Când ți-e bine ție. Ca să se lipească precum căpușele. Exact, ca să sugă cât se poate. Când tu ești într-un alt nivel sau gândești un pic altfel sau ți-ai schimbat anumite moduri... Nu mai găsești. Nu mai răspund la telefoane. Nu mai este. De aceea un prieten bun este de prețuit. Sunt foarte rar. Eu cred totuși în prietenii. Sunt foarte rar, dar ce am observat eu este că țin dacă sunt la distanță. Da? Deci pe prieteni nu vi-i faceți cu mătri, nași, chestii genul ăsta, pentru că nu vor mai fi prieteni buni. Prietenii, ce am observat eu, de ce de la distanță? Pentru că întâlnirile sunt mai rare și căutările la ambii, cei doi sau trei implicați, sunt pe direcții diferite, dar spun același lucru. Și atunci când te întâlnești, nu mai te contrazici, numai fiecare își spune ce-o experimenta, cum a făcut. Eu așa am observat. Prietenii mele buni sunt la distanță, tocmai... Mai, știi ce am auzit la un moment dat? Că dacă vrei să rămâi, să îți menții un prieten... Da? Și că nu-i bine să împrumuți bani de la el. A, asta da, categoric. Și asta e... Și nici nu-ți împrumută. Și nici nu-ți împrumută, da, e cel mai bine. Pentru că de la bani tot timpul apar zăzani. De ce? Dacă ți-i prieten... Părinte, iertare, ci că banul e ochiul dracului. Nu, nu e așa. Ideea e în funcție de ce conotații dăm. De exemplu, dacă ți-i prieten, te duci să împrumuți niște bani, dacă omul nu are, tu nu-l crezi. Zici, cum să n-aibă? Dar poate nu are. Și atunci, pentru că el ți-a spus că nu are, da? Apar dizarmonii. Sau îți dă în împrumut niște bani și îi spui, știi, pe data de îți dau înapoi. După aia ziceai, n-am acum, las, îi dau mai încolo. Dar nu-i spui că nu poți să-i dai, știi? Și atunci se creează dizarmonie și se strică prietenia. Da, deci asta, da, într-adevăr... Dar cum te simți tu când el nu te ajută atunci când ai nevoie? Da, dacă el nu poate, cum adică? Tocmai asta e că noi avem impresia că dacă e prieten, dar n-ai de unde să știi ce face omul cu bani, cât sau în ce direcție să duc. Deci, dacă ți este prieten și tu îl știi de ani de zile și poate mai apela la el și au putut să te duci odată și nu poate, nu înseamnă că îi dai bypass, că gata, nu mi-ești prieten. Poate nu poate. Deci un prieten bun, de aceea spune că e ca o pungă cu bani, pentru că lângă el mereu crești, lângă el mereu te dezvolți și tu și el. Asta înseamnă prietenie bună. La asta se referă proverbul. Mie mi-a plăcut foarte mult ideea și l-am și explicat mai profund prin fluxul de conștiință cuantică. Vă rog frumos, respectivă. Da. Da. O vorbă rea rănește mai mult decât o sabie ascuțită. Da. Am mai spus eu, cuvântul este ca o...
Bumerang, așa? Da. De aia. Pentru că în momentul în care i-ai spus un cuvânt urât sau rău, îl rănești până în strafonduri. Pe când dacă ai dat cu o sabie sau cu un par, l-ai lovit doar în corpul fizic. Da, dar vezi că se mai spune că vorbele trec, dar faptele rămân? Nu. Nu? Nu astea. Vorbele trec la modul că o trecut pe lângă urechea mea și nu l-am băgat în seamă. Aha. Dar când îi spui cuiva o vorbă rea și o spui cu intenția, păi e clar că vrei să te bagi în seamă. Nu? A, poate vrei să fie inceat toată ce? Și asta, bineînțeles, și asta e posibil. Da, ia să zici tu, Niculina, de ce doar noaptea e cel mai bun sfetnic și pentru nu și ziua? Pentru că ziua e foarte mult poluare fonică, vibrațională, sunt atât de multe gânduri, atât de multe, totul e în frecvențe, între astea diferite. Cred că dacă le-am auzit... Da, n-am nebunit, deci n-am putea suporta. Noaptea e foarte mare liniște, foarte puțin. Atunci nu mai există vibrații sau de ce? Nu, e o chestie lent, așa. Și de ce noaptea e cel mai bun sfetnic? Pentru că creierul nostru toată noaptea lucrează. Și dacă tu seara... Nu se odihnești? Da, nu se odihnești. Tu seara spui, mâine dimineață vreau să știu soluția pentru. Vai de mine, trebuie să-mi fac o listă. Așa. Și tu spui, pentru orice. Îi spui asta, îl lași în creier, creierul toată noaptea lucrează, îți găsești, îți faci conexiuni, îți găsești soluții, dimineața trebuie să... așa trebuie să fac. Deci tu seara, înainte de culcare, trebuie să dai comandă trebuie să dai la comandă, niște soluții. Exact, la ceva ce vrei tu. Ceva ce nu rezolvi. Eu asta fac de 20 ceva de ani de când am citit într-o carte. Seara înainte de culcare îi spui, eu așa am citit, seara înainte de culcare îi spui lui Dumnezeu ce vrei să se împlinească. Și îi spui. După un timp am înțeles eu că nu îi spun chiar lui Dumnezeu, îi spun creierului meu, care și acolo este Dumnezeu, evident. Și prin aceste conexiuni neurale care se întâmplă, dimineața eu mă trezesc cu ideea, cu soluția. Să-i spuneam, Doamne, eu nu știu ce ai de făcut, tu rezolvi, iar dimineața trebuie să știu. Atâta făceam eu seara. Băi, dar ce? Hotărâtă, nu? Ești, tu dai comandă, se rezolvă, pac, până mâine dimineață. Da, păi pentru că la creier dai comandă, da? Și dacă nu mă trezeam mâine dimineață, cam a treia zi sigur. A doua zi insistam, spuneam, Doamne, n-am priceput. Mai spune o dată. Repetă de loc. Eu îmi strădea din cap. Și încă o dată. Și, imposibil, a treia zi aveți sigur soluția, de aceea noaptea e un sfeșnic bun. Pentru că tu seara rămâi gândindu-te la ceva. Noaptea, nemai fiind acele trepidații, cumva tu ieși din corp și mintea rămâne liberă. Și cum e cu slăbitul? Poți da comandă? Poți da comandă, da. Și dai? Și dai în fiecare seară, n-ai dat? Mai sunt cu 10 sau 20 de kilograme mai ușoară, nu mai slabă. Atenție, nu folosiți da, slab. Că după aia o luați să bea vătăriți, da? Sunt cu 10-20 kg mai ușoară. Cât vrei. Ha, n-ai să vezi. Și cât timp se rezolvă? Că nu cred că până a doua zi. Nu, sigur că nu până a doua zi. Dar trebuie să spun în primul rând că trebuie 3 săptămâni să creezi o rețea neuronală. După aia începi trebuie să dea... Păi normal că slăbesc dacă mă gândesc la asta. Păi da, și nu-i mai bine? Că ții diete. Oricum e varianta cea mai bună. Numai la cât te gândești. Cam în 4 luni, 6 luni poți să dai jos. Bine. Păi cum te lași lihamintit, tot e o șansă. E o șansă, faptul corect. Că în 6 luni poți să dai jos fără alte diete, fără să te oprii de la mâncare și fără de la alte lucruri. Ai dreptate, Niculina, ai dreptate, draga mea. Nu vreau să am dreptate, decât vă spun că este o posibilitate. Deci dau comandă și se rezolvă. Da. Deci acum am găsit ieri un articol foarte interesant cu o doamnă care în fiecare dimineață pe stomacul gol, bine, asta cu așa, apă caldă, știm toți, bea 200 de mililitri de apă caldă, nu foarte fierbinte, pe stomacul gol. Și cu o lingură de mere. Și până la prânz nu mai mănâncă nimic. Și în vreo 6 luni o slăbi 15 kg. Simplu. Nu mai cerea stomacul să mai mănânce? Da, sau da, nu mai cerea stomacul. Și s-a refăcut pielea hidratată, ridurile au dispărut, pentru că la noi problema asta e. S-a reglat scaunul și partea de constipație, la noi aici e problema, noi nu ne hidratăm corpul. Dacă noaptea corpul nostru stă, el are nevoie de hidratare dimineața. Câți oameni beau pe stomac gol apă? Eu! Da, bravo! E călduță, nu e călduță? Nu e călduță, pune călduță. Un pic de lămâi. Pune un pic călduță, că dacă pui călduță, ci că pui în armonie organele, știi? Serios? Ele sunt călduțe, da? Okay. De 30-35 grade până în 40 ca să nu omorâm cristalul lichid din apă, da? Sigur că da, sigur că da. Tot e posibil, da? O încălzim? Da. Prostul nu e prost destul dacă nu e și fudul?
Da. E un proverb interesant care se cam se vehiculează în mai multe locuri. Da, da. În sensul că eu nu cred că sunt oameni proști, ci oameni care nu au niște conexiuni neurale făcute și pentru exterior, da? Pentru a emite ceva. Nu știi cum să facă treaba aia. Ok. În momentul în care el nu are suficientă cunoaștere și suficientă înțelepciune adunată, el își manifestă aroganța. Asta înseamnă că nu e destul dacă nu e și fudul. Adică, ca și cum el știe pe toate. Dar el abia știe cât să intre într-un pumn dintre ăsta, nu cât să intre, nu cât tot universul. De aceea niciodată nu poți să spui că le știi pe toate. De aceea niciodată nu poți să spui că ești geniu universului. Ești un geniu, dar nu al universului. Deci, fără comparații dintre astea. Bine, nu trebuie să spunem sunt un geniu. Și da, de... sunt un geniu. Sunt întotdeauna un geniu. Atunci manifesti genialitatea în tot ceea ce faci. Dar nu înseamnă că ești cel mai mare geniu. Nu, nu, nu. Deci fără comparații. Fără comparații. Orice faceți, orice e posibil. Tot așa mai spunea cineva. Cum să spun eu că sunt un geniu? Nu înseamnă că îl ponegresc pe Dumnezeu și zic, din contra, divinitatea este și în tine și divinitatea e genială, nu? Ce-i rău să manifesti tu? Niculina. Dar nu-l întorc, măi, dar nu-i logic. Da, Niculina, e logic. Tu, dacă în tine ai bucățică de Dumnezeu, de ce bucățica aia n-ar putea să scoată genialitatea afară? Ai dreptate, Niculina, ai dreptate. Dacă ai creierul format, ai cunoaștere, ai citit, ai studiat, ai așa, de ce să nu scoți? Sunt doar unii speciali, că ăla are stea în frunte, că ăla are diploma nu știu care sau că ăla... Nu, toată lumea putem fi. Acum văzusem de copiii aia tineri, aia genial din Cluj, care au descoperit chestii cu care cu internet, așa, foarte interesant. Apropo de genialități. Cine fură azi un ou, mâine va fura un ou. Da. E, ce zise Niculina? Asta este un adevăr chiar care se întâmplă. De ce? Pentru că în momentul în care tu ajungi să furi, cineva ajunge să fure odată, vede că nu i s-a întâmplat nimica, o să încerce și a doua oară și a treia oară, până își creează o rețea neuronală. Și atunci, pentru că nu mai are conștiința aia că face rău, da? Faptul că nu i s-a întâmplat nimica la una, doua, treia oară, are impresia că poate să exagereze și să exacerbeze acest defect, să-i spunem, și ajunge să facă lucruri mult mai tragice. N-am comentat nimic, am văzut că asta cuminte. Asta cuminte. Călătorul îi șade bine cu drumul, mai zisa românul. Da. Este un proverb care se referă în general când ne vin în vizită rude și tot felul de adică, omuleți, da? Omul mai vine, dar mai și pleacă. Păi, da, păi normal. Gândește că tu ești acasă cu familia, aveți anumite ritualuri, anumite tabieturi. Sigur, sigur. E bine, vine unul, zi, două, dar deja treia zi e sufocant. Garantat pentru toată lumea. Și de aceea, cei care merg în vizită, bine să țină cont de lucrul ăsta, ca să nu o să mai fii primit și altă dată. Da? Noi nu facem observația acum. Nu, noi povestim cam cum ar fi mai bine ca să ne ajungă la din asta. Și cam asta vrea să ne spună proverbul. Vii, dar trebuie să mai și pleci. Adică nu rămâi în casa omului și o lună și două și trei. E chestiune de vibrații? E chestie de vibrații, dar normal. La tine acasă e un arsenal bine încheiat. Când vine un străin, gândește că sunt vibrații diferite. Cât de bun ar fi. N-are legătură. Și atunci apare niște... Da, nu mai devii ospitalier. Ospitalier pentru el și să-ți faci rău? Nu-i bun. Nu-i bun. Rău cu bine înseamnă rău tot timpul. Plus cu minus dă minus întotdeauna. Păi, trebuie să te întreb, dar nu se poate da pe post. Dar dumneavoastră știți. Cu facerea de bine. Da. Proverbul spune următorul lucru. Pe care cine nu-l lași să mor, nu te lași trăiești. Da? E cam același lucru. Cum ai zis? Mai zi-mă tot. Pe cine nu lași să mor, să moară, nu te lași să trăiești. Pagina, pagina, pagina. Uităm acum. Zim, pagina. Pe cine, nu, pe cine nu lași să mor? Da. Nici nu mă lași să mor, nici nu mă lași să trăiesc. Ceva nu, de felul ăsta, pe cine nu? Pe cine nu lași să mor, nu te lași să trăiești. La pagina 98. 98. Nasa acum cu noi, afară. Da. În toată viața mea... Dar pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești. E același lucru. Adică îl ajut și... Da, spun imediat.
Foarte mult timp n-am fost de acord cu proverbul ăsta. Am zis, ce proverb ăsta? Cum să spun oameni din înțelepciune așa ceva? Cum să ne ajuți omul la nevoie? Sigur. Da? Numai că de ce nu eram de acord? Pentru că eram salvator, așa, cu acte. Trebuia să salvez pe toată lumea, înțelegi? Și cum să-l lași să moară un om? Metaforic vorbim, normal că doar noi să-l lași să moară. În schimb, viața e cel mai bun pedagog și te învață singur, cu adevărat, că pe cine nu lași să-și ducă experiența, o să-ți faci ție rău. De ce? Adică nu trebuie să faci bine, draga mea. Nu era vorba de bine. Dar de ce era? Lăsat omul să-și trăiască experiența. De exemplu. Păi dacă lași să-și trăiască experiența... Din perspectiva acestui proverb, fiecare om are de trăit niște experiențe. Okay. El și-l creează, divinitatea îi dă, luați-o cum vreți. Important este că dacă eu dat-o lui, el trebuie să o ducă, nu? Trebuie să o duci tu problema lui? Nu. Clar. Deci dacă era să duci tu o problemă, îți venea ție una. Nu am nevoie. Nicio. Și atunci el are nevoie. Păi, prin acea experiență să înveți ceva. Dar tu care... Că nimic nu e întâmplător, nu? Dar tu care ești salvatorul. Așa. Îi punem, lasă că rezolvi el. Da. Tu vezi de treabă. El nu învață nimic. Că el avea de învățat ceva. Da. Nu învață, că e făcut altcineva, e făcut treaba. Bun. Ce se întâmplă după ce el a trecut din experiența asta și nu a învățat? Se duce mai încolo și lovește foarte tare cu capul. Pentru că el n-a învățat de aici ce avea de învățat, ca acolo să-i fie bine. Cine e vinovat de treaba aia? Eu! Tu, care l-ai ajutat, nu, evident. Nu sunt vinovat de... Niculina, eu am învățat de la tine că te-ai văzut tu. Cei care, care vor neapărat să ajute. Și în momentul ăla, în loc să-l ajuți, tu de fapt îl îndepărtezi de experiența pe care el îl duce spre evoluție. Da? Bun. Și ce faci, omul? Faci bine și... E ca și cum îi întrerup planul pe care l-are Universul sau Dumnezeu cu omul. Din acest motiv, experiența aia, el evită experiența din cauza ta, va veni într-una mult mai grea și devine dependent de tine. Și îl ajuți azi, mâini, în sensul ăsta când te las trăiești. Am înțeles. Da? El nu a învățat experiența, tu știi, dacă tot știi, mai are nevoie de ceva. De ce faci tu? Hai, ajută-mă că am nevoie și data asta, și data asta. Și la un moment dat focă, zic, băi, mai bine lăsam în plata lui Dumnezeu să-și facă pe altul, cu uite cât mă bate la cap. Nu faci mai mult rău? Nu? Pentru că omul, el e cumva cu un handicap din cauza ta, când l-ai lăsat să experimentezi. Păi, asta odată, dar... Dar el, din cauza că tu i-ai făcut în locul, el nu mai știe cum să facă după. Universul i-a dat o experiență ca să înveți ceva. Dar tu dacă... Sau nu tu. Cei care mai fac asta, da? Tu nu mai faci. Cei care vor neapărat să salvezi, să bagă unde le fierbe alea, nu? Adică tu spui, Niculina, să fim răi, să nu ajutăm Niculina? Nu era vorba de răi. Nu? Era vorba că nu lași pe om să-și experimenteze. Păi dacă nu lași, înseamnă că nu-l ajuți. Păi, dar ai spus în adevăr. Ai spus foarte bine. Dacă nu lași să-și treacă experiența, înseamnă că nu-l ajuți. Ai greșit bine. Da? În momentul în care îl lași să treacă experiența asta, nu înseamnă că nu-l susții. Poți să-i spui, am încredere în tine că ai să reușești. E? Tu știi cât de mult contează o vorbă bună? Dar te ataci când îți spune așa. De ce te ataci? Și în loc să mă ajute să-mi dea o soluție, el îmi spune, am încredere că vei reuși. Păi da, asta înseamnă că tu vei găsi soluțiile cele mai potrivite. Pentru că dacă tu le-ai găsit că e problema ta, altul pe al lui și așa mai departe. Nimeni nu poate să găsească în locul meu soluții la situațiile mele și nici în locul tău. Pentru că fiecare avem vibrații diferite, apropo de vibrații. Asta înseamnă, știi cum? Când îmi spui asta, mă simt așa de neajutorat. De ce? Pentru că îmi dau seama că totul depinde doar de mine. Sigur că da, în sfârșit, suntem oameni responsabili, dragi Simona. Asta înseamnă că ce ușor este să devenim responsabili. Las că îmi dă Dumnezeu, las că mă mântuiește cineva, lasă că m-o salva cineva. Nu, ești singur om responsabil de toate astea. Că într-adevăr ai niște un sprijin, ce de la univers, la Dumnezeu și de la părinții, de la duhovnici, de unde vrei tu. Dar tu ești la care acționezi. Nu poate cineva să facă în locul tău. Deci când om înțelege oameni buni cât e de logic, nu poate Simona să mănânce și eu să mă satur. Nu se poate. Sau nu pot Simona eu să nu mănânc. Până să se satură, draga mea. Nu, vorbeam de... Sau eu să mănânc și tu să te saturi. Se poate?
Nu. Mai s-ar putea. Eu să mă duc la baie și tu să ții să-ți treacă spate? Nu. Nicolina, mai avem ce genunchi. Nu, deci nu se poate. Asta vreau să... Despre asta e vorba, despre a fi responsabil. Dar prin autosugestie poate că... Ce? Să-mi treacă. Prin moment, vezi zic că tot atât are. Peștele mea a cap zăput, estimați da. Răsăltători. Un alt proverb interesant în care mă uitam la... Am dat diverse consultații la tot felul de firme și bineînțeles că veneau cei de pe lângă. Zic, domnule, vreau să vorbesc cu șeful, cu ăla mare, că de acolo pleacă tot. Dar cum? Că el nu știe, el nu... Adică știe, dar nu se bagă în astea. Nu e adevărat, în funcție de intenția pe care o are patronul sau șeful unei organizații, în funcție de aia se derulează totul până la cel mai mic om. De aceea spune că peștele la cap sunt pute. Dacă ăla a luat-o pică e greșit, e toată organizația îți duce la val. Uitați-vă singuri în jur, la tot sistemul. Vorbește frumos. Tot sistemul în care suntem, totul pleacă pentru că intențiile celor care sunt acolo nu sunt intenții constructive, nu sunt intenții de bine. Acum tu faci trimitere la politicieni, nu, cei din vârf? Nu, dragă. Aici, aproape, ce trebuie să mă duc până nu știu unde. Orice sistem. Deci, atenție, oricare care este implicat într-o treabă de vârf, ăla e cel mai important. În funcție ce gândește, ce e. Dar trebuie schimbat, nu? Dacă... Nu gândește. Nu, trebuie ajutat să gândească bine, nu neapărat schimba. Ce crezi că... Tu nu vezi că cam toți care ajung gândesc la fel? Trebuie schimbat sistemul. Și sistemul se schimbă de jos în sus sau de sus în jos? Sistemul se schimbă de jos în sus. De jos în sus? Da, da. Pentru că ăla de sus nici nu știe că e vreo problemă în partea de jos. Și ce poate fi... Cei de jos se duc cu diverse... Creier cu diverse lucruri, să informeze pe cel de sus. Cel de sus, dacă are o intenție greșită, pe aia merge. Of, apa trece, pietrele rămân? Da, asta e un proverb în care tu, dacă ai ceva de făcut, tu faci, indiferent ce furtună trece prin jur, ce... Ideea e să-ți știi obiectivele. Pietrele sunt obiectivele noastre pe care le avem de făcut. Iar apa e tot ceea ce vine pe lângă. Da? Sau... poți să devii ca o apă, adică să te modelezi pe lângă orice obstacol și tu să ajungi mai departe. Păi, Nicolina, noi suntem acum la final de emisiune și ca o concluzie la toate vorbele acestea de duh. Da. Până la urmă, ele sunt adevăruri. Sunt, da, sunt trăiri de ale celor dinainte. Când crezi că au fost emise ele de om? Că bănuiesc că de omul simplu. De omul simplu au fost emise, da, după observații pe care le-au făcut și ei prin trăirea lor. De mult, cred, nu am idei. Dar ele sunt lăsate din grai în grai, foarte mult mii de ani, probabil. Ca un învățământ. Da, da, ca un învățământ nescris. O concluzie a unor fapte. Situații, da. Și s-au scris în zilele noastre, dar ele, cred că sunt, dacă te uiți în natură, dacă te uiți, le vezi peste tot. Da, trebuie doar să fim atenți, să fim prezenți, cum spune Nicolina. Bra. Doamne, că m-ai învățat câte ceva, că nu degeaba o tot imit aici pe nimeni. Dar mai înțeleg și eu ceva, doamne, să deschide și mie mintea. Crezi că sunt cuiată? Nu. Mintea ta e deschisă, doar că trebuie să pui sertărașele. Să fac un pic de ordine pe raft. Să mai pui pe acolo niște lucruri. Trebuie, e necesar, zisa Nicolina. Nu mă nebunește. Poate nu nebunesc. Exact. Ci că ai grijă ce spui. Că toate, zic bine că acum nici nu știu ce să zic ca să nu... Da. Și concluzia care ar fi la toate vorbele astea? Concluzia e, uitați-vă în vorbele de duh ale străbunilor, că spun mare adevăr și apoi uitați-vă în viața voastră. Faceți o analiză. Eu am zis că ele sunt date ca noi să nu mai trecem prin suferință, mai dăm noi capul. O dată alții, destul. Hai să mă uit, ce înseamnă asta? Atunci ce înseamnă să mai dai eu cu cap? Iau de acolo și eu dezvolt altceva. Asta înseamnă că noi trebuie să gândim mai mult. Cum? Trebuie să gândim mai mult. Da, să fim mai mult în prezent și mai conștienți de ceea ce emitem și ce gândim. Nu mai emiți nimic, să nu cumva să greșesc. Emităm multă iubire, dragă. Și știi dintotdeauna ce se emit ca să fiu în armonie. Și atunci, ca astăzi, când se plec, zic, mă uit după jos, telefonul văd. Urc în scările. Ce căută, telefonul? Da, urc în scările, dar eu știu foarte bine unde pun.
Și zic, ei, da, știu dintotdeauna din telefon, deodată, știi cum, vum, așa, parcă a făcut mintea mea direct. Măi, ești o mică vrăgitorie! Da, și mă minez în fiecare zi, cu toate că mi se întâmplă, cred că, sute dintre astea cu deci zi. Eu știu dintotdeauna răspunsul, nu? Din telefon, da, știi cum, vum, mi s-a dus privirea, era în cameră la film, undeva pus la încărcătorul lui, dar nu găseam fizic pe unde l-aș fi. Estimați telespectatori, emitiți, afirmați, universul vă răspunde. A zis Nicolina. Nicolina, mulțumesc de sus pentru prezența în emisiune. Te mai aștept, că mai vreau răspunsuri la întrebările mele. Dragă. Așa să fie. Oh, mulțumesc, stimații mei, că ne-ați fost alături. Și nu uitați să urmăriți această emisiune de luni până vineri de la 16 la 17. Pe mâine.